Hai, mesaj pentru procurorul general. Mesaj pentru procurorul general. Rog pe domnul procuror general să fiu primit la dânsul, că eu îs Cotruț Andrei din raionul Hâncești, care am probleme din 2015 până în timpul de față nu-i hotărâtă problema. Aveți acolo la Procuratura Generală pe domnul Ștefârță, care a încurcat dosarul ăsta și pe urmă l-a transmis la Angela Pleșca, tot așa a mers mai departe, ca anchetatorii au lucrat sub presiunea lui Angela Pleșca. Rog să fiu chemat la dumneavoastră la intrare, să vă lămuresc și nu putem scoate la capăt. Am o iară din nou, a fost transmis dosarul la Rășcanovca, procuratorul a fost un procuror, procurorul s-a dus amui la alt procuror, dosarul iar i-a dus la anchetator. Anchetatorul nu s-a apucat, îi Munteanu Sergio. Azi al sun, el spune, nu știu, eu plec din anchetator, nu știu și așa mai departe. Dosarul e tare implicat, îți implicați, v-am spus, implicat domnul Ștofârță și doamna Angela Pleșca, pare că lucrează. Doi procurori, dar cine e implicat în dosar? Și dosarul. Și așa de complicat. Dosarul e din 2015, că a fost o declarație falsă făcută de criminalul care ne-a ușit băietul și nepotul în 2002, a fost îngropat la Moscova. Cu puterea mea am descoperit crima în 2004. A fost arestat, în 2006 i-a fost distinția citită. Sentința. Da, sentința i-a fost citită. Și au mai făcut declarația în 2015 falsă din partea mea, i-a mai adăugit încă 4 ani și 6 luni. Și justiția, Curtea Supremă, i-a scăzut 2 ani de zile pentru mită. Crezi? Cred. N-ai nicio probă, cel mai probabil, doar suspectez. N-am nicio probă. Curtea de apel, i-a dat 4 ani și 6 luni, Curtea Supremă de Justiție. Nu, asta, judecătoria Rășcani, i-a dat amendă 9.000 de lei, care eu am răstrat pește 20.000, nici în ziua de azi nu pot să-i recoper, că n-am fost ca parte vătămată, dar m-am pus ca martor. Cu un an în urmă am fost recunoscut ca parte vătămată și în ziua de azi nu-i corect și mai departe, că dosarul a ajuns și se întoarce înapoi la anchetator. Rog să fiu primit, că detaliile sunt mai multe aici. Te referi la Stoianoglu, nu? Da, la domnul procuror general. Procuror general, domnul care dumneavoastră știu cum. Nu. Mă ating Alexandru Stoianoglu, fost deputat. Da, mă ating Alexandru Stoianoglu. Rog să fiu primit. Am drepturile la tete. Dar te-ai interesat la Procuratura Generală când are el program de audiență? Să te duci nu la m-am el? Interesat că nu pot să pătrunde. A fost scrisă până la dumnealui o plângere care a fost rămasă la centru, de la centru a fost la Rășcanovca. Nici în ziua de azi eu n-am niciun răspuns. Multe plângeri am scrise, răspunsurile nu-mi vin. Hai să ieșim într-o dimineață cu Țuruieș și cu Vovuzele acolo și vezi cum o să te primească în audiență. Poate nu Taman Stoianoglu, dar sigur o să te programeze. Nu, eu rog să mă primească el. Trebuie odată și odată să curățim țara de corupți. Să da, avem... Crezi că are el așa putere și așa interes? Noi ne gândim la dumneavoastră. Sperăm, da. Că poate, văd că e un om serios. Poate să porni carul din loc. Nu mai putem răbda tătea este. Ce să faci în țară la noi? Ce să faci în procuratură? În judecătoriile noastre? Rog numai decât să scoatem la capăt. Ce să fac? Am înțeles.